Salutare, prieteni! Suntem la Brașov și am venit să mergem și noi la Poiană. Suntem veniți de aseară și am vrut să ne cazăm direct în Poiană acolo. Dar să știți că prețurile sunt foarte, foarte mari. Pentru 2 adulți și 2 copii, pentru 2 nopți, ne costa undeva până în 2000 de lei și nu sare peste bugetul nostru. Și am zis, bă, hai să mergem în oraș, să căutăm alta, poate găsim pe aici, pe în oraș. Chiar dacă facem naveta, sunt vreo 13-14 km, dar poate găsim ceva mai ieftin. Și am găsit ceva mai ieftin și frumos și, adică, n-ai ce să spui de cazarea asta. E o priveliște superbă, prețul ne-a costat 300 de lei pe noapte, dar se merită din plin, adică cel puțin pentru peisajul ăsta frumos, de aici, de sus, stăm la ultimul etaj. Ia uitați ce priveliște frumoasă asupra munților, asupra... Ia uitați. Da, deci se merită banul. Deci 300 de lei pe noapte, eu zic că e un preț extraordinar de bun. Vrem să stăm aici până luni și să luăm pulsul din Poiană de acolo, să vedem care sunt prețurile, dar cel puțin la cazare ne-au omorât prețurile acolo la Poiană. Deci mi se pare foarte mare. Hai zis ca să vă arăt și vouă cazarea. Aceasta este cazarea. Aici este living-ul. Avem și un televizor mare, smart. Avem și o canapea. Ne scuzați că e un pic deranj. Are să vă arăt și dormitor. Aici este dormitorul. Avem și terasă, unde poți ieși să bei o cafea. Ia uitați ce priveliște frumoasă în prețul ăsta. Ia uitați. Deci se merită din plin prețul ăsta de 300 de lei. Haideți să vă arăt și baia. Aceasta e baia. Avem și mașină de spălat. Da, eu zic că se merită prețul ăsta. Voi ce spuneți? Avem și bucătărie aici. Se poate găti. Am făcut o pizza la cuptor. Aici iar avem o terasă. Hai să ieșim un pic pe terasă să vedem cum arată din partea asta de la bucătărie. Ia uitați.
Haideți să vă arăt și terasa cealaltă. Ia uite cât de frumos este. Aici avem o măsuță cu 4 scaune. Ia uitați ce peisaj de aici, de sus. Spuneți voi dacă nu se merită banii ăștia de 300 de lei pe noapte. Acolo e telecabina care... unde poți urca să vezi orașul de sus. Bem și noi cafeluța și după mergem în poiană. Ne pregătim să plecăm. Gata, am ieșit la mașină. Am ajuns și în stațiune. Mergem la prima oară la after ski aici. La telecondolă. Am plecat de la after ski de aici, că e muzică și nu pot să filmez acolo. E prea multă muzică. Mergem la pârtia de săriuși cu copiii. Copiii au luat-o în față. Mai avem puțin și ajungem la pârtia de săriuși.
30 de metri mai gardă și după aia plus. Am ajuns la pârtii și de-abia așteptăm să ne dăm cu Sania. Când am trecut în coace, era full aici. Acum vreo 10 minute. Stai să vedem. Dacă mai este așa full. Da, e plin de lume aici. A, uitați ce e aici, fraților. Ops. Uitați ce e aici. E full. Gata, am închiriat și saniile. Hai, tati. Și mergem să ne dăm cu sani. Așteptăm și apoi strângem toți bulgării și așezăm în cărușor. Direct în nasul lui Puparis la el ai numărit. Felicitări, strângem bulgării și aruncăm înapoi în cărușor. Și vă așteptăm apoi împreună cu Rizo să vă dăm câte un cadou. Thank you.
Am băgat băieții la un biliard. Gata, distracția pe ziua de azi. Acum mergem la cazare. Mai în față este, nu? A fost frumos acolo pe pârtia de la afterski, dar nu puteam să filmez că era muzică. A avut loc foc de artificii. A fost frumos tare.
Am ajuns și la cazare. Urmează să facem și noi un duș repede, să mâncăm ceva. Iar mâine avem check-out-ul până în ora 12 și pornim spre casă. Bună dimineața, prieteni! Astăzi este duminică și ne pregătim să facem check-out-ul la cazare. Iar după check-out vom merge și astăzi toată ziua pe pârtia de Săneuș. Stăm până de seară, iar de seară plecăm acasă. Haideți, vă dați? Ha! Hai, Damian! Hai, dă drumul! Hai, tăticu, hai, hai! Ai obosit? Hai, prichindel! Hai! Dă-te! Pe cine? Pe aici! Hai, dă-te! Da, mă, de acolo, da! Hai! Încă o dată, după o dată, nu-i ia! Hai să mâncăm și noi niște mici! Da, nu? Da, mă, de ce toate ea? Ia să vedem care este numele echipei voastre. Echipa Forțoșilor și Urșii Polari. Așadar, avem nevoie de forța voastră, Urșilor Polari, și de forța voastră. Da, am ajuns la pârtia de schi. De scoară, unul stânga, unul dreapta. E full, e aglomerație, e full. Unul în dreapta. Bine, în ordinea numărilor de pe tricou. Gorila, Gorila să stea pe margine să nu-i ajute pe copii, vă rugăm frumos. Dar voi poate să zic... Ați înțeles. Așa o cheamă, dacă vreți să strigați pe Gorila, faceți și se întoarce spre voi. Ok? Bun, văd că antrenorii de pe margine vin să dea ultimele indicații copiilor. Avem... o singură regulă și aceea să ne distrăm, da? Dacă ne supărăm, oftii, stăm sau cer, stăm, mergem și facem probleme la mate. Așa o cheamă, dacă vreți să strigați pe Gorila, faceți și se întoarce spre voi. Ok? Bun,
Văd că antrenorii de pe margine vin să dea ultimele indicații copiilor. Avem o singură regulă și aceea să ne distrăm, da? Dacă ne supă, răm, oftii, stăm sau cer, stăm, mergem și facem probleme la mat. Gata, am terminat și cu distracția pe weekendul ăsta. Mergem la mașină și ne îndreptăm spre casă. Da, prieteni, am revenit la cazare să ne luăm bagajele pentru a ne pune la drum spre casă. Da, ce să vă spun? Am stat două zile, suntem de vineri. A fost o experiență plăcută, a fost frumos. Distracție, cel puțin sâmbătă seara, a fost frumos. A cântat muzica până pe la vreo 12 noaptea. Deci a fost o experiență plăcută, per total. De prețuri, ce să vă spun, de prețuri, prețurile sunt foarte mari, inclusiv la cazări, la mâncare, la orice, la orice. Bine, probabil, na, e Poiana Brașov, na, e cea mai renumită stațiune din România. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați la acest canal, să-mi dați și mie un like, că pe mine asta mă ajută. Să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări de câte ori postăm. Ne revedem în următorul vlog. Noi de aici, de la Brașov, până la următorul vlog, vă spunem la revedere. Am prins o coloană de asta de mașini. Zice GPS-ul că durează vreo 72 de minute până scăpăm de aglomerația asta.